obligații dincolo de un drept fundamental, pentru că este un element esențial al democrației. Aceasta e motivația pentru prezența la vot. Pe de altă parte, ideea de familie reprezintă o valoare sacră, o valoare în care cred și în postaza mea și a rudelor și a familiei mele, dar și ca educator, ca profesor. Cred că e un context în care modelul familial, modelul părinților, valorile fundamentale de educație sunt transmise în acest context al familiei și cred că acest referendum înseamnă de fapt o clarificare, o evitare a echivocului în formulare. Nu înseamnă nicicum o restrângere a unor drepturi, cam acesta este și sensul în care s-a pronunțat Curtea Constituțională. Deci nu putem face o disociere așa cum se încearcă în dezbaterile publice între valorile tradiționale, atitudinea eventual tradițională a celor care votează în acest sens și valori europene. Suntem europeni, considerăm că libertățile și drepturile trebuie respectate, vor fi și alte abordări legate și de parteneriate civile, de alte forme, ca drepturile celor care sunt, știu, în zone non-tradiționale să fie respectate, dar pe de altă parte, ceea ce este normalitate, ceea ce înseamnă tradiție, ceea ce înseamnă element de definire a identității românilor, sunt aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare. Mulțumim. Vă mulțumesc. Mulțumim. Mai vorbim mai...